Oamenii care în urma vaccinării sau a trecerii prin boală își fac anticorpii și în funcție de rezultat se hotărăsc dacă mai fac sau nu a treia doză de vaccin, nu procedează corect, afirmă Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anticovid. În momentul acesta, o standardizare a metodelor de determinare a acestor anticorpi este ceea ce ne lipsește. Sunt mai multe tipuri de metode care se folosesc, metode comerciale disponibile în laboratoare. Ele nu sunt standardizate, deci nu pot fi comparate rezultatele. Din ceea ce știm, pe metodele evaluate în studii, foarte probabil că în perioada imediat următoare se va defini acea valoare prag a anticorpilor de la care știm că persoana respectivă are un nivel crescut de protecție unde la peste 85% și un nivel de la care știm că nu este protejată această persoană. De ce trebuie să avem această valoare definită? Tocmai pentru că la un moment dat vaccinurile vor fi comparate între ele ca eficacitate, ca eficiență și de asemenea ca durata protecției, a spus Valeriu Gheorghiță. Cred că da. Sunt mai imunizați ca cei care nu s-au vaccinat. Eu așa cred. Acum nu știu ce să zic. V-ați vaccinat? Nu, deocamdată nu m-am vaccinat. Nimic, e o hoție și o minciună. În momentul acesta se consideră o valoare limită, o valoare prag, de la care știm că persoana respectivă are un nivel suficient de ridicat de protecție, undeva peste 170 de unități arbitrare pe mililitru. Dar, repet, testele nu sunt standardizate. Noi, ceea ce determinăm prin testele obișnuite sunt anticorpii care se leagă de proteina spike, dar acei anticorpii nu înseamnă neapărat anticorpii neutralizați. Nu cred în așa ceva, deocamdată, până nu se vede niciun tratament pentru vindecarea asemenea COVID. N-am văzut, nu se vede tratamentul. Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunțat săptămâna trecută că schema completă de vaccinare va include 3 doze, iar la fiecare 6 luni se va face un rapel.